Noi date despre starea de sănătate a actorului Tony Grecu, fondatorul grupului Divertis, este internat la spitalul Matei Balj din capitală. Soția lui Tony Grecu susține că starea acestuia este însă bună și că artistul nu s-a aflat niciun moment la terapie intensivă. Tony Grecu, unul dintre cei trei fondatori ai grupului umoristic Divertis, a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Umoristul a fost internat la patru zile după ce a prezentat primele simptome ale bolii. Din fericire, se pare că starea sa de sănătate s-a ameliorat, iar dacă această situație va continua, atunci Tony Grecu recu va putea fi externat. Soția acestuia a dat mai multe detalii despre starea artistului. Este internat de 5 zile la Spitalul Matei Balș. Este pe salon și primește tratament corespunzător. Nu a fost niciun moment internat la terapie intensivă. A avut simptome, dar după o săptămână au devenit mai serioase. Am decis atunci să meargă la spital, a fost internat pentru monitorizare și tratament. Acum se află într-o stare ameliorată față de cea din momentul internării. Evoluează spre bine a declarat Cristina Grecu. În urmă cu puțin timp, Toni Grecu dezvăluia că este dor de viața de dinainte, de toate momentele în care străzile erau pline de oameni iar inima orașului bătea neîncetat.